societate, clar, normei, cam parlăm doar despre asta. Cum noi, ca și oameni, trebuie să ne interconectăm, să ne iubim, să depășim egoismul și ceea ce e de stat. Bineînțeles că această înțelepciune poți să o punem în Sefirot, să zicem, Malhut trebuie să se ridice la Bina, care Bina e dăruire, și Bina să facă similitudine cu Keter, care este emanatorul și creația, coroana creației. Sau putem să spargem Zeranting în 7 Sefirot, să vedem că 3 sunt pe stânga, 3 sunt pe dreapta, așa avem linie de mijloc, e același limbaj. Sau putem să avem limbajul Bibliei, unde spune că poporul Israel este prins în țara Egiptului, prizonier, și trebuie să iasă de acolo și vine Moise care să salveze. Moise este forța altruismului, pentru că Moise vine de la verbul a scoate afară, lishmo, a scoate afară, cum el este scos din apa râului de fica faraonului. Și tot este simbolul. Sau sunt povestile din Zoar. Toate vorbesc despre același lucru. Dar noi trebuie să știm, să avem cheia de interpretare a acestora și că este doar despre noi. Despre interiorul nostru. Și noi trebuie să revelăm pe Moise în interiorul nostru, pe Rabbi Shimon Bar Yochai care scrie Zoarul în interiorul nostru, pe Isaac, pe David, toți sunt în interiorul nostru. Da, numai că acum faptul că avem acces la aceste informații, la această cunoaștere, poate vine într-un moment în care suntem mult mai pregătiți decât zeci, sute de ani în urmă, când toate aceste informații, și nu mă refer numai la Cabala, ci din multe alte tradiții spirituale, ar fi fost folosite poate altfel. Și nu au fost folosite și în alte au spune. Fost, au fost. Când ai o înțelepciune, foarte tentant să manipulezi oamenii și să-ți faci așa un grup o ispită. Și să fii tu guru și să-i manipulezi, să-i speli pe creier și să-i faci bani, să te îmbogățești, așa. Pentru că când ai o metodă foarte tare la îndemână, e și riscul foarte. Adică, cum spun, e posibilitatea foarte mare de a dărui și a face foarte multe lucruri bune, dar în același timp, în cealaltă balanță, posibilitatea de a face multă manipulare în sensul negativ al cuvântului și în sensul de a... E bine, noi vorbim dincolo de rău și de bine. Ce e binele și ce e rău? Îi fac un om bine sau de rău? Dar noi trebuie să ne gândim că putem să dăruim această înțelepciune ca să schimbe viața omului în bine. Nu să facem cu el ceva, ceea ce să-l ducă, nu știu, izolat social,